În data de 25 octombrie, Biserica Ortodoxă pomenește martiriul Sfinților Marcian și Martirie, notarii. Acești doi martiri erau din Constantinopol și sinaxarele îi numesc notari pentru că erau secretarii personale ai Patriarhului Pavel al Constantinopolului. Totodată Marcian și Martirie făceau parte din clerul Bisericii Sfânta Sofia, unul fiind citeț, iar celălalt ipodiacon. Pavel al Constantinopolului era un apărător al hotărârilor luate de Sfinții Părinți de la primul sinod ecumenic de la Nicea din anul 325. Sub împărații care au urmat Sfântului Constantin cel Mare, arianismul, adică tocmai erezia condamnată la sinodul amintit, a avut parte de foarte mulți susținători chiar și între împărați. Astfel, Pavel, patriarhul, în anul 339, a fost îndepărtat din scaun și înlocuit cu Eusebiu de Nicomidia, iar apoi cu Macedonie în 342. Deși și-a reluat demnitatea în 346, a sfârșit prin a fi exilat în Armenia, în ciuda protestelor credincioșilor din capitală. Odată eliminat patriarhul ortodox, Macedonia a început persecutarea colaboratorilor săi, încercând prin aceasta descurajarea rezistenței ortodoxe. Între cei arestați s-au numărat și cei doi notari, Marcian și Martirie. Au fost acuzați de tulburările din capitală și de faptul că, susținând ortodoxia, s-ar afla în eroare. Aceștia i-au răspuns prefectului că despre noi, au zis ei, suntem gata să murim pentru Preasfântă Treime, numele căreia am fost botezați. Noi nu vrem să avem părtășie cu arienii, nici cu capii acestei erezii. Pentru că astfel au sfidat ordinele imperiale, au fost condamnați la moarte prin decapitare. Pedeapsa a fost pusă în aplicare în afara cetății. Credincioșii le-au luat trupurile și le-au îngropat după cuviință într-un loc în apropierea porții Melandezia. Mai târziu, pentru a le cinsti memoria și jertfa pentru dreapta credință, în acel loc a fost ridicată o biserică dedicată lor. Potrivit istoricului bisericesc Sozomen, acea biserică a fost începută în timpul patriarhatului Sfântul Ioan Gură de Aur și terminată pe când patriarh al Constantinopolului era Sesinie, între anii 426 și 427.